Meci spectaculos ieri la Ninoasa, echipa de lângă Târgoviște și Flacăra Moreni, oferind spectatorilor prezenți la stadion un frumos spectacol sportiv. Partida a avut de toate: goluri, ratări, autogoluri, dar și eliminări. Flacăra a condus tot timpul ostilitățile, Morenarii având chiar 4-1 pe tabelă, după golurile marcate de Trăgan, Tocan, Plăcintă și Neaga, ultimul marcând în proprie poartă. Aninoasa a oferit o replică consistentă doar în ultimele 10 minute, când a marcat prin Pahonțu de două ori și Blas. După victoria de ieri, Flacăra a urcat pe locul 15 în clasament, Aninoasa fiind penultima în clasamentul din C3, devansând doar pe CS Mioveni 2. Vineri, Flacăra va juca în derbiul etapei cu Petrolul Ploiești, fanii petroliști anunțându-și prezența în număr mare la Moreni, iar Aninoasa va juca acasă cu voința Turnu Măgurele.